Auzim frecvent de tăierile ilegale de pădure, de faptul că ariile protejate sunt doar pe hârtie. Știm că se recoltează lemn și de cele mai multe ori comunitățile nu beneficiază de el. Proprietarii de păduri sunt obligați să participe la conservarea pădurilor, dar de cele mai multe ori nu sunt înțeleși de problemele pe care aceștia le au. Ne dorim mai multe păduri, dar refuzăm să le recunoaștem pe cele pe care deja le avem. Ne întrebăm dacă vom mai avea păduri în contextul schimbărilor climatice, ce ne rezervă viitorul și noua climă. Se părea normal să avem puse restricții, condiții de utilizare, condiții de exploatare și de management, fără lipsa, fără compensarea acestora cu anumite sume. Noi avem o compensație de la Guvernul României pe suprafața care nu o putem exploata și nu putem beneficia de ea și aproape că numai ea noastră. Compensație care se duce spre ocol la paza și administrare. Cu compensația ne plătim paza și administrarea, cu restul suprafeței, ce ne-a mai rămas de trăit din ea, de exploatat, trebuie să asigurăm lemnele de foc comunității și lemne de construcție, bineînțeles. Agricultura și cu pădurea este strâns legată. Nu se poate pădure, mai ales în Țara Făgărașului, fără agricultură, fără pădure și pădure fără agricultură. Mai grav și mai greu de cum o ducem acum, va fi și mai greu decât o ducem acum, pentru că tot ceea ce înseamnă taxe către stat, taxe către care le plătim către ocolul Sirii, nu avem de unde le acoperi. Noi vrem liniște, vrem una, vrem alta, vrem interdicții peste tot, dar cu care protecție, protejăm animalele, nu e nimic ca protejăm una alta, dar în continuare nu avem nicio susținere din partea statului, fără nimica. Toate acestea sunt subiecte eficiente doar pentru campania electorală și mulți politicieni și-au creat cariera politică promițând electoratului soluții reale pentru pădurile României, pentru proprietarii lor și mai ales pentru noi toți care depindem atât de mult de păduri. Credeți că o plată a acestor dezavantaje ar ajuta? Dacă ar fi o plată corectă ca să ne poată ajuta, ar fi ceva, dar până acum... Uniunea Europeană are politici clare pentru pădurile ei și își dorește să le conserve, iar pentru asta alocă fiecărui stat membru fonduri pentru dezvoltarea rurală. Este necesar pentru a ne îndeplini obiectivele de conservare, pentru a se aloca fonduri compensatorii pentru măsurile restrictive impuse atât prin legislația de mediu în vigoare, cât și prin măsurile de management ale parcului. România primește pentru următorii 6 ani aproape 16 miliarde de euro, dar acești bani sunt administrați de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Din păcate însă pentru păduri nu mai rămâne aproape nimic, sau mai corect, 0,8% din întreaga sumă alocată. În aceste condiții, pădurile vor continua să rămână doar un subiect de campanie electorală, fără să se dorească în mod real soluționarea problemelor pe care le avem. Vom continua să vorbim de tăieri ilegale, de lemnul recoltat fără ca proprietarii și comunitățile să aibă vreun beneficiu, de arii protejate, neprotejate, de schimbările climatice și care ne iau prin surprindere, sau de păduri defrișate pentru că nu sunt în fond forestier. Dar să știți că de data asta nu mai putem spune că nu sunt bani, că oamenii sunt săraci sau că proprietarii nu înțeleg valoarea pădurilor. De data aceasta avem doar nepăsarea responsabililor din cele două ministere, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, și nepăsarea politicienilor pentru viitorul nostru al tuturor.